Bună, dragilor! Eu sunt Vasti, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face spaghete bolognese, iar pentru asta am nevoie de următoarele ingrediente. Am nevoie de un pachet de 500 de grame de spaghete, 500 de grame de carne tocată, eu am aici carne tocată de porc, puteți pune amestec sau vită, 3 cepe medii tocate, 2 ardei grași tocați, 500 de ml de roșii pasate, 4-5 linguri de ulei, 3-4 căței de usturoi, o lingură de zahăr, sare, 3-4 foi de dafin, un cubuleț de fnor cu gust de găină, o linguriță de oregano, o linguriță de busuioc, o linguriță de cimbru, cam o linguriță de fulgi de chili, piper și parmezan ras. Bun, dragilor, începem prin a face sosul. Și adaug uleiul într-o tigaie. Adaug ceapa. Presar puțină sare peste ceapă. Și voi căli ceapa la foc mediu 2-3 minute, cât să se înmoaie puțin. Adaug și usturoiul. Adaug și ardeiul gras tocat. Și călim totul pentru încă 2-3 minute. Este ceapa și ardeiul grat, voi adăuga și carnea tocată. În 4-5 minute carnea tocată, după care voi adăuga peste sosul de roșii. Dragilor, adaug peste sosul de roșii. Adaug foile de dafin, cubulețul de fnor, oregano și busuioc. Adaug și cimbru. Voi pune și fulgii de chili. Adaug și piper. Și voi adăuga și zahărul. Adaug zahăr pentru a tăia aciditatea sucului de roșii. Dacă aveți un suc de roșii mai dulce, puneți mai puțin zahăr. Dacă nu puteți, pune o lingură, o lingură și jumătate. Gustați și vedeți cât aveți sosul de acru. Iar peste voi adăuga apă, cam un litru și jumătate de apă. Thank you.
dragilor, voi lăsa sosul să fiarbă la foc mediu pentru 30-40 de minute, iar între timp voi fierbe și spaghetele. Într-o cratiță cam 4 litri de apă, în care voi adăuga sare și voi lăsa apa să fiarbă, iar în momentul în care începe să fiarbă, voi adăuga și spaghetele. Iar între timp, sosul fierbe la foc mic. Dar apa a început să fiarbă, voi adăuga acum pastele. Și voi pune pastele întregi, să nu le rupeți, pentru că ele se vor lăsa, veți vedea că se vor scufunda singure în apă. Și voi lăsa pastele să fiarbă cam 8 minute. După care le voi strecura și le voi adăuga în sos. Dragilor, pastele s-au fiert. Iar înainte să le strecor, voi opri 2-3 polonice de apă de pe paste. Asta în caz că mai am nevoie la sos. Bun, voi strecura pastele și le voi adăuga peste sos. Sosul este gata. Vedeți că a scăzut foarte bine și s-a îngroșat. Iar acum voi adăuga pastele. Am strecurat pastele și le adaug peste sos. Vreți pastele cu mai mult sos, atunci puteți adăuga din apa pe care am oprit-o de pe paste. La mine nu mai e nevoie. Puteți să gustați din sos și să mai adăugați dacă eventual mai aveți nevoie de sare. Opresc focul. Și voi lăsa pastele să stea în sos 4-5 minute, cât să mai tragă în ele foarte bine sosul, după care vom putea servi pastele. Dragilor, secretul pastelor este să aibă neapărat mult sos, să stea cam 4-5 minute în sos, sosul să le cuprindă foarte bine, iar ele să absorbă foarte bine sosul, pentru a avea un gust deosebit. Altfel, dacă nu vor avea sos suficient, veți avea niște paste uscate și fără niciun gust. Dragilor, așa arată spaghetele boloneze. Sunt niște spaghete foarte, foarte gustoase. Sper să încercați și voi și să vă placă. Iar dacă v-a plăcut, dragilor, nu uitați like, share și subscribe. Până data viitoare, aveți grijă de voi și ne auzim la următoarea rețetă. Pa, pa!